Într-o lume ghidată de online și focusată pe digitalizare, Asociația Șezătoarea despre oameni și tradiții își pornește călătoria menită să evidențieze bogăția tradițiilor românești, dar și poveștile oamenilor care ne-au făcut mândri că suntem români. Suntem ceea ce iubim, iar noi iubim tradiția, istoria, simplitatea, amintirile care ne păstrează vie imaginea copilăriei. Prispa casei bunicii, cuptorul la care cocea pâinea, costumele populare usute chiar de ea în tinerețe, ștergarele agățate lângă icoane. Sunt parte din identitatea noastră pe care nu dorim să o dăm uitării. Sunt acele elemente care ne definesc trecutul, care au contribuit la prezentul nostru și ne dorim să fie emoțiile și bogăția pe care le vom lăsa mai departe. Oamenii, acele suflete înțelepte care ne inspiră prin poveștile lor și care duc numele României departe în lume, sunt cei care ne dau speranță că putem privi cu încredere la viitor, că munca și sacrificiile strămoșilor noștri nu au fost în zadar. Aceasta este călătoria noastră, printre oameni și în satele românești, unde casele păstrează povești de sute de ani care așteaptă să fie descoperite, unde omenia și credința în Dumnezeu nu pierd niciodată, unde s-a născut veșnicia.